Șoferii care nu au nicio abatere de la regimul rutier în 2019 pot fi premiați în cadrul campaniei Șofer de nota 10. Este o campanie anuală a Poliției Române în colaborare cu Asociația Green Road, inițiată ca răspuns la nevoia tot mai acută de șoferi disciplinați în trafic, în vederea reducerii numărului de accidente rutiere în România. Participanții la campania Șofer de nota 10 pot câștiga un plin gratis, o cină la un restaurant sau un curs de conducere defensivă. Ei pot primi vouchere cu valori cuprinse între 200 și 750 de lei. Cei care vor să se înscrie în concurs o pot face până pe 20 iunie pe site-ul www.greenroad.ro. George Hurdubai are 38 de ani, este din Iași, iar anul trecut a fost răsplătit cu bonuri de carburant. Am respectat regulile, în principiu. Nu ne-am chinuit, asta e clar. Nu de puține ori se întâmplă ca să fie greu din cauza traficului și din cauza colegilor de trafic care forțează limitele. Dar în rest, dacă vrei și dacă nu ești presat de situație, se poate merge în regulă. Organizatorii s-au inspirat dintr-o campanie similară desfășurată în Emiratele Arabe Unite. Aveau niște bile albe care se adunau acolo pe parcursul anilor în care nu aveau abatere rutiere. Dacă aveai o abatere minoră, atunci primeai puncte penalizate, dar nu și puncte amendă. România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul victimelor rezultate în urma accidentelor rutiere.